Bine v-am regăsit! Azi încă un videoclip cu rezolvare înainte de admiteri de item din teste grilă, de data asta din termodinamică. Problemele și întrebările de azi nu le-am ales eu, ci mi-au fost trimise de viitori candidați la admitere, așa că s-ar putea să prezinte interes pentru mulți dintre voi. Să începem! Un mol de gaz ideal ajunge din starea A în starea B, fie direct transformarea AB, fie prin starea intermediară C, ACB conform figurii. Relația dintre căldurile QAB respectiv QACB, schimbate de gaz cu exteriorul în cele două transformări, este: căldura, spune principiul întâi, este egală cu variația energiei interne plus lucrul mecanic schimbat de sistemul termodinamic cu exteriorul. Și atunci avem căldura pentru transformarea AB egală cu delta U plus LAB, iar căldura pentru transformarea ACB este delta U, aceeași variație a energiei interne, pentru că se pleacă din aceeași stare și se ajunge în aceeași stare. Deci, temperaturile inițială, respectiv finală, sunt aceleași și energia internă este funcție doar de temperatură, plus lucrul mecanic efectuat în transformarea ACB. Și ca să vedem care e relația dintre călduri, să facem diferența lor. QAB minus QACB este egal cu delta U, se reduce și rămâne L indice AB minus L indice ACB. Dar dacă vă uitați pe desen, veți observa că CB e o transformare izocoră și acolo nu se efectuează lucru mecanic. Deci putem scrie L indice AC, pentru că numai pe transformarea AC se efectuează lucru mecanic. Și acum, lucrul mecanic în transformarea AB este numeric egal cu aria colorată cu albastru, iar lucrul mecanic în transformarea AC este numeric egal cu aria colorată cu roșu. Și se vede că lucrul mecanic în transformarea AB este mai mare decât lucrul mecanic în transformarea AC. Amândouă sunt pozitive, pentru că volumul crește. Și asta înseamnă că această diferență este și ea pozitivă. Și asta înseamnă că și QAB minus QACB, diferența aceasta este și ea pozitivă, ceea ce mai înseamnă că în transformarea AB, căldura primită de gaz e mai multă decât în transformarea ACB. Așa că rezultatul este cel pe care vi l-am spus, iar răspunsul corect atunci este B. Un mol de gaz ideal monoatomic efectuează două transformări, pornind dintr-o stare inițială dată 1 către două stări diferite, caracterizate de aceeași temperatură, TA egal cu TB, și amândouă mai mari decât temperatura T1, așa cum vedeți în figură. Stările A și B sunt reprezentate prin puncte care se găsesc pe aceeași izotermă, după cum vedeți. Relația dintre căldurile Q1A și Q1B, schimbate de gaz cu mediul exterior în cele două transformări, este: procedăm ca mai înainte, căldura schimbată în transformarea 1A este egală cu variația energiei interne pentru această transformare plus lucrul mecanic efectuat în transformarea 1A. Iar căldura schimbată cu exteriorul în transformarea 1B este variația energiei interne, care din nou este aceeași ca în primul caz,
pentru că în ambele transformări se pleacă de la o anumită temperatură aceeași și se ajunge la aceeași temperatură, plus lucrul mecanic efectuat în transformarea 1B. Facem din nou diferența. Q1B minus Q1A este egal, din nou se reduc variațiile energiei interne, L1B minus L1A. Dar în transformarea 1A, volumul scade, ceea ce înseamnă că pentru acea transformare, lucrul mecanic efectuat de gaz este negativ. Și atunci voi avea în dreapta lucru mecanic 1B care e pozitiv, minus o valoare negativă, în dreapta voi avea deci un număr pozitiv, ceea ce înseamnă că și diferența celor două călduri este un număr pozitiv, o valoare pozitivă și atunci Q1B este mai mare decât Q1A. Și înseamnă că răspunsul corect este cel dat la punctul E. Două cantități diferite, ν1 și ν2 din același gaz, ideal, se destind izobar la aceeași presiune conform figurii alăturate. Relația dintre ν1 și ν2 este. Știm că cele două gaze sunt la aceeași presiune, așa că dacă ducem o linie punctată perpendiculară pe axa temperaturilor, așa cum vedeți în al doilea desen, obținem două stări în care cele două gaze au aceeași temperatură și aceeași presiune. Și atunci putem scrie pentru gazul care se găsește în cantitatea ν1 mol, P înmulțit cu V1 este egal cu ν1 RT. Iar pentru celălalt gaz, P înmulțit cu V2 este egal cu ν2 RT. Și dacă facem portul celor două relații, obținem că V1 supra V2 este egal cu ν1 supra ν2. Și observăm că volumul V1 este mai mare decât volumul V2, ceea ce înseamnă că și numărul de moli ν1 este mai mare decât numărul de moli ν2 și asta mai înseamnă că varianta corectă de răspuns este în acest caz A. Un gaz ideal, având căldura molară la presiune constantă egală cu 4R, aflat la presiunea P și volumul V, suferă transformarea din figură. Căldura schimbată cu mediul exterior are valoarea. Aici n-am primit și variantele de răspuns, așa că vă voi arăta doar rezolvarea algebrică. Căldura schimbată este delta U plus L. Lucrul mecanic e ușor de calculat pentru că e numeric egal cu area de sub grafic, iar area are forma unui trapez dreptunghic, un trapez răsturnat, nu așa cum îl desenăm noi de obicei, cu area care se poate calcula, deci, și baza mare a acestui trapez este 3π/2, iar baza mică este P, înălțimea lui fiind diferența dintre 3V și V, adică 2V. Și atunci, lucrul mecanic va fi baza mare a trapezului nostru este, așa cum am spus, 3π/2, plus baza mică este P, baza mare plus baza mică, înmulțit cu înălțimea care este 3V minus V, adică 2V, și totul supra 2. Și atunci lucrul mecanic va fi, aici voi avea 5P/2 și se simplifică 2 cu 2 din dreapta și voi avea 5PV supra 2, deci voi avea până la urmă 5π/2πV. Lucrul mecanic efectuat în această transformare. Acum trebuie să calculăm variația energiei interne. Variația energiei interne este ν ori CV ori delta T. Întotdeauna.
Să vedem ce facem cu delta T. Pentru prima stare, ecuația termică spune P ori V este egal cu nu RT. În a doua stare, presiunea este 3P2. Înmulțit cu volumul este 3V egal cu nu R ori T prim. O altă temperatură, temperatura corespunzătoare stării a doua. Și dacă împart cele două relații, una la cealaltă, găsesc că T prim supra T este 9P2 sau T prim este 9P2 înmulțit cu T. Și atunci variația de temperatură, delta T, va fi T prim minus T, adică va fi 9P2 T minus T, 7P2 T. Iar numărul de moli îl putem exprima tot din ecuația termică de stare. Numărul de moli este P ori V supra RT. Și atunci putem să calculăm și delta U. Delta U este nu, adică P ori V supra RT înmulțit cu CV și înmulțit cu delta T, care este 7P2 T. Nu se dă CV, dar puteți folosi relația lui Robert Mayer, CP minus CV egal cu R, ca să scăpați de el. Îl puteți exprima în funcție de R și CP, care se dă în textul problemei. Aici se simplifică temperatura și bine face că nu știm cât e valoarea ei. Și găsim în final că delta U este egal cu 7P2 CV înmulțit cu PV. CV pe R înmulțit cu P ori V. Și aici, în afară de CV, așa cum a spus, totul e cunoscut, dar îl putem exprima din relația lui Robert Mayer și putem face calculul, iar căldura va fi suma dintre această variație a energiei interne și lucrul mecanic efectuat. Se consideră ciclul termodinamic din figură parcurs de un mol de gaz în care transformarea 2-3 este izotermă, T2 este 2T1, P1 egal cu P3 și V1 egal cu V2. Care afirmații sunt adevărate? Să vedem. În transformarea 3-1, densitatea gazului scade. Densitatea este masa împărțită la volum. Nu depinde de temperatură sau de presiune. Iar în transformarea 3-1, după cum vedeți, volumul scade. Dacă volumul scade, înseamnă că densitatea crește, ceea ce înseamnă că afirmația 1 este falsă. 2. Randamentul unui motor termic care ar funcționa după acest ciclu termodinamic nu poate depăși 50%. Să vedem. Randamentul teoretic maxim, randamentul ideal, este dat de un ciclu Carnot care ar funcționa între aceste două temperaturi și noi știm că temperatura T2 este 2T1. T2 este egal cu 2T1. Și randamentul unui ciclu Carnot, care ar funcționa între aceste două temperaturi, ar fi atunci 1 minus T1 supra T2. Adică 1 minus T2 este 2T1, am aici 1P2, minus 1P2, egal cu 1P2. Deci randamentul unui ciclu Carnot care ar funcționa între aceste două temperaturi ar fi de 50%, dar acesta este randamentul ideal, teoretic maxim posibil, așa că afirmația a doua este adevărată, randamentul unui motor termic care ar funcționa după acest ciclu termodinamic nu poate depăși 50%, adevărat. 3. Viteza termică a particulelor gazului este mai mare în starea a doua decât în starea a treia. Viteza termică depinde de temperatură, numai de temperatură.
iar în starea a doua și a treia avem aceeași temperatură, pentru că transformarea 2-3 este izotermă. Deci afirmația este falsă. Și mai avem 4V3 egal cu 2V1. Temperatura în starea a treia este temperatura T2, iar în starea a întâia este T1 și pentru că transformarea este izobară, putem scrie V1 supra T1 este egal cu V3 supra T2. Și de aici rezultă că V3 supra V1 este egal cu T2 supra T1. Dar T2 este 2T1, ceea ce înseamnă că V3 supra V1 este egal cu 2. Într-adevăr, volumul în starea 3 este dublu față de volumul din starea 1, așa că afirmația a patra este adevărată. Deci sunt adevărate 2 și 4. Despre temperaturile de topire și solidificare ale unei substanțe se poate afirma că 1. Sunt egale doar dacă procesele au loc la aceeași presiune. E adevărat. Atât temperatura de topire cât și cea de solidificare depind de presiune. Și atunci, dacă facem topirea și solidificarea la presiuni diferite, vom avea și temperaturi diferite de topire, respectiv solidificare, deci prima afirmație este adevărată. 2. Întotdeauna temperatura de topire este mai mare decât cea de solidificare. Nu? E fals? Depinde de presiune. Depinde de presiunea la care au loc cele două fenomene. 3. Depind de natura substanței. Adevărat. Cele două temperaturi depind de natura substanței. Fiecare substanță are temperatura ei de topire și solidificare la o anumită presiune. 4. Sunt egale doar dacă solidul și lichidul au același volum. Temperaturile de topire, solidificare, în general temperaturile care caracterizează o transformare de fază, nu depind de volumul substanței despre care este vorba, deci și afirmația cu numărul 4 este falsă. Sunt deci adevărate 1 și 3. Un cilindru vertical cu area secțiunii transversale de 1 cm pătrat, deci S egal cu 1 cm pătrat, închide printr-un piston etanș de masă neglijabilă un gaz ideal. Masa unui corp care trebuie pus pe piston, astfel încât o creștere a temperaturii absolute cu 25% să nu modifice poziția pistonului, este. Dacă poziția pistonului rămâne aceeași, putem să ne gândim că avem o transformare izocoră, în care inițial presiunea este pe 0, este egală cu presiunea atmosferică, pentru că pistonul are masă neglijabilă, nu apasă pe aerul din interior și în final voi avea pe 0 plus presiunea produsă de greutatea pe care o pun pe piston și care este G supra S. Iar temperatura crește de la T la 125 pe 100 T. Pentru că enunțul spune temperatura crește cu 25%, asta înseamnă 5 pe 4 T. Și dacă transformarea e izocoră, atunci P supra T este constant, adică P0 supra T trebuie să fie egal cu P0 plus G supra S supra 5 pe 4 T. A doua temperatură. Ecuația se poate înmulți cu T și obținem 5 pe 4 pe 0 este egal cu P0 plus G supra S. 5 pe 4 pe 0 minus P0 rămâne 1 pe 4 pe 0, adică P0 pe 4 este egal cu G supra S și de aici găsim greutatea.
corpului care trebuie pus pe piston pentru ca volumul să rămână tot atât cât a fost inițial, este P0 ori S supra 4. Deci greutatea va fi, presiunea atmosferică e dată 10 la 5 newton pe metru pătrat. Secțiunea este un centimetru pătrat, care înseamnă 10 la minus 4 metri pătrați. Și dacă facem această înmulțire, 10 la 5 sau 10 la minus 4 rămâne 10 newton. Și în final găsim că greutatea este 2,5 newton. Și dacă greutatea este 2,5 newton, greutatea știm că este masa înmulțită cu accelerația gravitațională, a cărei valoare, ne spune enunțul, este 10, înseamnă că masa va fi de 10 ori mai mică, adică va fi 0,25 kg sau 250 de grame. Ceea ce înseamnă că varianta corectă de răspuns este B. Un gaz ideal suferă o succesiune de transformări conform figurii. Se poate afirma că, înainte de a analiza variantele de răspuns, nu strică să reprezentăm transformările noastre într-o diagramă Clapeyron, într-o diagramă PV. Observăm întâi că în transformarea 1-2 presiunea e constantă, deci avem o transformare izobară, iar în transformarea 2-3 presiunea este proporțională cu temperatura absolută. Pentru că segmentul 2-3, care reprezintă transformarea, face parte dintr-o dreaptă care trece prin origine. Și presiunea este proporțională cu temperatura absolută într-o transformare izocoră. Deci a doua transformare este o transformare izocoră în care temperatura crește, deci și presiunea crește, așa că cele două transformări arată într-o diagramă Clapeyron, așa cum vedeți în al doilea desen. Și acum putem să analizăm variantele de răspuns. A. În transformarea 1-2 asupra gazului se efectuează lucru mecanic. În transformarea 1-2 volumul gazului crește, ceea ce înseamnă că nu se efectuează din exterior lucru mecanic asupra gazului, ci gazul efectuează lucru mecanic asupra exteriorului. Deci, varianta A este falsă. B. În transformarea 2-3, gazul efectuează lucru mecanic. Acum știm că transformarea 2-3 este izocoră și într-o transformare izocoră nu se efectuează lucru mecanic, deci și această variantă este falsă. Ce? În ambele transformări, energia internă a gazului crește. Energia internă este funcție de temperatură și, într-adevăr, în ambele transformări, temperatura crește. În prima, pentru că avem o transformare izobară în care crește volumul, ceea ce înseamnă că gazul este încălzit, se dilată, și în a doua, pentru că avem o transformare izocoră în care crește presiunea, ceea ce înseamnă că gazul primește căldură, se încălzește. Deci, a treia variantă, varianta C, este adevărată. De V2 mai mic decât V3. Știm că transformarea 2-3 este izocoră, deci V2 este egal cu V3, așa că și afirmația D este falsă. E, toate variantele sunt corecte, acum știm că este falsă și A, deci singura variantă corectă este C. În ambele transformări, energia internă a gazului crește. O pompă de vid, având volumul V mic, scoate lent aer dintr-un recipient neizolat adiabatic, având volumul V mare, în care se găsește aer la presiunea P0. Numărul necesar de pompări pentru ca presiunea să scadă de M ori este. În al cincilea material din seria rezolvărilor de probleme de termodinamică, care are titlul Pompe, am dedus, atât pentru pompa de compresie, cât și pentru pompa de vid, găsiți linkul în descriere dacă vreți să vedeți deducerile, am dedus formulele cu care putem calcula numărul de curse pe care trebuie să le efectueze pompa, numărul de pompări,
pentru ca să ajungem de la o anumită presiune la o altă presiune. Și am dedus acolo, pentru pompa de vid, că acest număr de pompări, de curse, este K egal cu logaritm natural din M supra logaritm natural din N plus 1 supra N, unde N era raportul dintre volumul recipientului în care pompăm aer sau din care, în cazul nostru, scoatem aer și volumul corpului de pompă, V mic. Și dacă aici facem calculul substituindu-l pe N cu acest raport, obținem pentru K relația logaritm din M supra logaritm din V mare plus V mic supra V mare. Și asta înseamnă că varianta corectă este B. Vreau să fac o precizare. Acolo unde am dedus formulele, am lucrat cu logaritmi zecimali. Dar asta nu are importanță pentru că avem un raport de logaritmi. Deci nu are importanță ce fel de logaritmi folosim. Două vase identice umplute cu hidrogen sunt unite printr-un tub în mijlocul căruia se găsește o picătură de mercur, așa cum vedeți în desen. Dacă se încălzește gazul din ambele vase cu 10 grade Celsius, picătura de mercur ce face? Dacă cele două gaze ar avea exact aceiași parametri, nu s-ar întâmpla nimic dacă le-am încălzit pe amândouă cu 10 grade, în sensul că picătura de mercur ar rămâne în același loc, pentru că presiunile ar crește cu aceeași valoare în ambele compartimente. Dar nu este cazul în problema noastră, pentru că puteți observa că în compartimentul din stânga avem 0 grade Celsius, în timp ce în cel din dreapta avem 20 de grade Celsius. Deci temperaturile sunt diferite, ceea ce înseamnă că poate se va întâmpla ceva, dar nu știm ce. Trebuie să aflăm ce se va întâmpla, ce va face picătura de mercur. Pentru asta, să presupunem că vom avea transformări izocore, adică blocăm cumva picătura de mercur și să vedem în care compartiment ar crește mai mult presiunea dacă transformările ar fi izocore. Și atunci vom putea răspunde la întrebare, vom putea spune înspre care compartiment se va deplasa picătura de mercur. Să luăm compartimentul din stânga, avem inițial temperatura T stânga și în final vom avea temperatura T stânga plus 10. Aici avem 10 grade Celsius ca variație de temperatură, așa că e același lucru și dacă spunem temperatura crește cu 10 Kelvin. Deci putem să adunăm la temperatura absolută cele 10 grade Celsius pentru că le putem considera 10 Kelvin. Iar presiunea va crește de la valoarea inițială, să spunem P. Inițial presiunea este aceeași în cele două compartimente, pentru că dacă n-ar fi așa, picătura de mercur n-ar fi în echilibru. La, să-i spunem, P indice S, presiunea în stânga. Și pentru că transformarea o considerăm izocoră, avem P supra T constant, adică P supra T stânga trebuie să fie egal cu P stânga supra T stânga plus 10. Și atunci presiunea în compartimentul din stânga, dacă volumul nu s-ar modifica, ar fi P înmulțit cu T stânga plus 10 supra T stânga. Și folosind același raționament, putem găsi și pentru compartimentul din dreapta următoarea relație. Presiunea în compartimentul din dreapta este P, presiunea inițială, înmulțită cu temperatura în dreapta plus 10 supra temperatura în dreapta. Și atunci avem numeric presiunea din stânga egală cu P înmulțit cu
0 grade Celsius înseamnă 273 Kelvin plus 10, 283 Kelvin supra 273 Kelvin. Iar presiunea din dreapta este P înmulțit cu 20 de grade Celsius înseamnă 293 de Kelvin plus 10, 303 Kelvin supra 293 de Kelvin. Și dacă facem calculele, vom vedea că pentru stânga acest raport are valoarea 1,0366, iar pentru dreapta raportul temperaturilor are valoarea 1,0342. Adică presiunea ar crește mai mult în stânga decât în dreapta dacă transformările ar fi izocore. Și acum putem răspunde la întrebare, din moment ce presiunea ar crește mai mult în stânga în cazul unor transformări izocore, înseamnă că picătura de mercur se va deplasa spre vasul aflat inițial la 20 de grade, adică spre dreapta în desenul nostru, și înseamnă că răspunsul corect, varianta corectă, este C. Se va deplasa spre vasul aflat inițial la 20 de grade. Mulțumesc pentru atenție, succes la examene. La revedere!